Salut internet, bine te-am găsit sau regăsit la un nou episod din podcastul Ce înseamnă să fii alături de mine, Nara Tifan. Astăzi o să aflăm ceva foarte interesant. Ce înseamnă să fii fotograf, dar nu orice fel de fotograf, fotograf profesionist, alături de invitata mea, Ioana Apostol. Ioana Apostol. Ce faci, Ioana? Cum te simți? Cum îți este ziua? Îmi pare bine să fiu alături de voi. E o zi minunată. Sper că așa ești pentru telespectatori. Exact. Ce poți să ne spui? Ce poți să le spui telespectatorilor noștri despre tine? O introducere. O introducere despre mine. Sunt fotograf. Aceasta e activitatea mea din ultimii 7 ani, cred. Am început cu fotografia de concert și apoi am reușit să dezvolt și alte părți ale fotografiei, cum ar fi cea de eveniment sau de studio. Wow, 7 ani, deci practic cum ar fi, tu ești, dacă ar fi să o luăm pe limbajul ăsta corporate, ești senior fotograf acum, nu? Sau... Nu cu prea cunosc cu limbajul acesta corporate, păi dar nu știi, nu știi că treci, ai primii de la 1 la 3 ani e junior, după aia e senior, după aia peste 6 ani, nu știu, project manager. Nu știam asta, dar e de reținut. Păi, dacă ești atunci fotograf de 7 ani, ce poți să spui că te definește în meseria asta, practic? Ce mă definește în meseria asta? Mă definesc tehnicile pe care le folosesc. Îmi plac mult culorile, îmi plac imaginile pline de viață, îmi place să mă folosesc de diverse obiecte pentru a obține reflexii sau alte unghiuri mai puțin obișnuite și dublele expuneri. Ce înseamnă dublă expunere? Dublă expunere înseamnă o fotografie care e formată din două cadre suprapuse. Practic avem o primă imagine și peste ea mai suprapunem o altă imagine. O ușoară transparență are a doua imagine, iar în momentul în care se suprapun formează o singură imagine cu o compoziție puțin mai complexă. Dar asta nu ține neapărat de tehnica fotografică, ține mai mult de să știi să le editezi, să le unești, nu practic. Eu prefer dubla expunere direct din cameră și consider că vorbim în primul rând de compoziție și de creativitate. Da, e importantă și tehnica în acest proces, dar e modul în care eu simt să mă exteriorizez ideile. Când te referi la compoziție, spui ceea ce este într-o poză sau aparatul pe care faci, ce înseamnă? Compoziție înseamnă elementele care sunt așezate într-o imagine, felul în care sunt așezate, astfel încât să sugereze un cadru cât mai plăcut celui ce îl vizualizează. Deci compoziție e un cumul de factori. Așezarea obiectelor în cadru. Mai, asta fi mai... Mai pe scurs, da. Înțeles tuturor. Ok, interesant. Păi și când erai mică, ce îți doreai să fii? Doreai de când erai mică să fii fotograf? Sau cum a venit chestia asta? Nu chiar. Când eram mică îmi doream să devin designer de interior. Deci cred că are o oarecare legătură cu partea vizuală. Doar că de la designer de interior am ajuns spre arhitectură. Mi-am dat seama că nu e tocmai ce îmi doresc să fac. Am fost într-un liceu de mate info-intensiv-info și toată lumea mergea ori la politehnică, ori la universitate la mate info și mă simțeam în momentul respectiv foarte constrânsă de aceste alegeri pe care nu le simțeam că îmi sunt dragi. Aveam obiceiul să ies cu prietenele în parc și să fac ședințe foto. Luam pe furiș aparatul foto al tatei și mă jucam cu el. Și în momentul când a trebuit să aleg ce fac mai departe, am luat lista tuturor facultăților din București și fiecare specializare să-mi dau seama ce mi-ar plăcea să fac. Și am văzut acolo un arte și un ATC și eram, asta chiar îmi place, chiar sună foarte bine. Doar că nu am ajuns acolo, am ajuns la poli.
din diverse motive, dar am zis că facultatea e momentul prielnic ca în timpul liber să mă axez pe fotografie și să încep să descoper ce înseamnă. Practic a apărut fotografia într-un moment în care căutam ceva și nu știam ce caut. Cum s-ar spune, îți doreai de la începutul, să zic, alegerii unei facultăți o chestie pe arte și fotografia a venit așa ca o mânușă. Da, nu-mi pare nicio clipă rău că n-am studiat asta în facultate. Mi-a prins foarte bine ce am studiat. Dar... Deci vedeți, există fete la poli, nu e cum e vorba aia. Fetele la poli sunt băieți de treabă. Există chiar multe fete care... Deci dați la poli. E mișto. Viața de poli e mișto. Studenția. Păi și practic din tot ce mi-ai spus până acum, ai avut, să zic, un eveniment definitoriu care ți-a dictat, băi, eu gata, de mâine iau aparatul ăsta, mâna asta, asta vreau să fac. Care a fost momentul, să zicem, T0? Cred că T-1 a fost la un moment dat undeva prin clasa 6, când am făcut prima mea fotografie pe un aparat de film. Era o fotografie de grup super banală și surprinzător a ieșit super bine, corect expusă și toată lumea era în cadru cu ochii deschiși. Momentul în care chiar am zis că vreau să fac asta, mi-amintesc că chiuleam de la cursurile care mă plictiseau și mă duceam pe stradă să fac poze. Și nu eram cu totul împăcată de domeniul pe care îl studiam și îmi dăm seama că nu o să vreau să aprofundez atât de mult asta. Și pur și simplu îmi luam aparatul și mă duceam să fac poze și să exersez orice. Și la un moment dat am zis, hai să-mi luăm un curs. Am dus la un curs. Înainte să-l termin, am găsit un anunț pe OLX, cred, căutăm fotograf, cluburi, nu știu ce. Eu mai trimisem așa cât un mail, încercăsem să mai intru în contact cu diverse cluburi, mă gândeam că ar putea fi o ocazie să mai învăț mai multe, să evoluez pe partea asta. Am trimis acel mesaj pe OLX, mi s-a răspuns, m-am întâlnit cu persoana respectivă, a fost o întâlnire foarte plăcută, care bănuiam că o să dureze ca un fel de interviu, jumătate de oră, dar a durat vreo oră și ceva. Și atunci am început să fac poze în Mojo la karaoke. În Mojo? Da. Eram, cred că, în anul 2 de facultate. Ia uzi, interesant. Și ai continuat după aia, ai mai continuat să faci poze la evenimente sau? Da. Din acel moment am tot continuat colaborarea respectivă și am... început să fac și alt gen de evenimente, au fost și seri multe de club și concerte seara în diverse locații din București și dinamica a tot crescut pe parcurs, în timp ce căpătam încredere în mine și experiență, veneau cumva și proiectele și cred că la început când eram foarte temătoare că ce o să fac și cum o să vină proiecte și cum o să pot să reușesc, acum cât o să mă gândesc că a contat acea perioadă în care învățam și evoluam. Întotdeauna, în permanență, suntem într-o perioadă de evoluție, dar așa a fost pentru mine. Ia auzi. Și uite, dacă ar fi că oamenii rețin cel mai bine când exprim lucrurile sub forma unei metafore sau unei pilde sau a unei povești, cum mai răspunde la întrebarea ce înseamnă să fii fotograf? Ceva ușor de reținut și de înțeles. Dacă nu știu, te întreabă mamaie, Dumnezeu să ierte, ce înseamnă să fii Ioana fotograf, ce îi răspunde? În primul rând e un stil de viață și un mod de gândire. Dar ce înseamnă să fii fotograf? Înseamnă să exprim prin imagini emoții, sentimente și ce se întâmplă în jurul nostru. Deci? Să documentăm în imagini povestea vieții. Deci asta înseamnă să documentăm în imagini povestea vieții și sentimente și trăiri și... Asta aș putea spune pe scurt. Definiția ar fi mult mai largă. Deci asta ar fi pe scurt și pe larg? Contează foarte mult despre ce gen de fotografie vorbim, care e scopul imaginilor, dar cumva vrem să păstrăm amintiri. Ia uite ce... definiție
poetică, aș putea spune. Dacă nu ai fi ales să fii fotograf profesionist, în ce altă direcție te-ai fi dus? Adică ai fost all-in pe chestia asta sau ai avut și un backup? Cred că pentru fiecare dintre noi la un moment dat mai apar diverse întrebări dacă jobul pe care îl alegem, activitatea pe care îl alegem e cea care ne definește cel mai mult. Probabil aș fi încercat, dacă nu ar fi fost fotografia atât de prezentă în viața mea și dacă lucrurile nu s-ar fi legat de la sine, probabil aș fi mers pe domeniul ingineriei în ceea ce am studiat și aș fi încercat să îmi găsesc drumul acolo. Cu siguranță ar fi existat și acolo o soluție și o variantă, doar că mă simt norocoasă că am putut să fac ceea ce visam în acel moment. Trebuie să recunosc că pe perioada pandemiei am încercat un job într-o direcție diferită. Ai lucrat în corporație. Un fel de a spune. Și a fost o experiență care mi-a priit foarte mult. Am reușit să văd lucrurile și într-un alt mod. Nu era modul în care mă defineam pe mine, dar am foarte multe de învățat de la oamenii respectivi. Mm-hmm. Ia, uite, interesant. Păi și zi-ne așa, cum arată o zi din viața unui fotograf? Care sunt, să zicem, provocările zilnice pe care le întâlnești? Adică cum arată? Cum e... Nu știu, cum e la corporație, te trezești dimineața, pac, îți bei cafeluța, te uiți la meme-uri o oră, intri într-o ședință, bam, dai 5-10 mail-uri, vine pauza de masă și îți continui ziua după aia. Cum e o zi din viața mea? Depinde foarte mult cum a fost seara precedentă. Dacă am avut seara precedentă un eveniment și am ajuns de vreme acasă sau am ajuns târziu acasă. În funcție de asta și începe ziua. Păi nu, hai spune, nu știu, hai zi-ne o zi. Bănuiesc, tu mi-ai spus că ai fotografie la evenimente și fotografie în studio. Zine cum ar fi, nu știu, o zi din fotografie la studio, care, cum arată, ce provocări sunt, nu știu. O zi la studio începe cu o cafea tare, pregătirea cadrului sau al decorului în funcție de tematica ce urmează să fie fotografiată, de ședința foto ce urmează să fie fotografiată. Practic, ziua începe cu pregătiri în studio, apoi urmează să vină clientul, modelul, make-up artistul, să pregătim împreună ținutele și tot ce urmează să fotografiem. Începem joaca, să zic așa, cu lumina și să ne bucurăm de imortalizarea momentelor. Iar asta poate varia, numărul de ore de la o ședință foto la alta poate varia în funcție de schimbarea machiajului, ținutelor. Asta dacă vorbim de o ședință foto cu o persoană. Mm-hmm, în studio aici. Da. Adică ideea e că când cineva vine la o ședință foto, adică știe deja cerințele pe care le are, adică vreau lumina așa, vreau cadru așa, așa, sau tu îi propui, sau cum e chestia asta? Prima etapă a unei ședințe foto e să ne cunoaștem, să interacționăm, să vedem exact ce își dorește clientul și apoi de la ideile pe care le are și ce și-ar dori, facem un mic research, căutăm imagini de referință sau încercăm să înțelegem mai bine ce ne spune și creăm împreună un mood board. Practic facem o selecție de imagini de referință, cam cum am vrea să arate rezultatul nostru. Și alegem o paletă de culori și punem acea selecție de imagine pe o singură, pe un panou mare, să zicem. Și în funcție de asta eu pot să-mi dau seama de ce lumini am nevoie, care e ideea de bază, care e tema, care e conceptul. Mm-hmm. În afara pozelor acelea de tip corporate, gen CV sau pozele respective, nu prea am cum să ajung în studio fără să știu. Vin oamenii și își fac poze pentru CV? Nu chiar neapărat pentru CV. Acum am zis-o într-un mod când ar putea cataloga exact respectivele fotografii. Dar sunt persoane care își doresc, de exemplu, ca profilul lor de LinkedIn să aibă o poză profi. Și acea poză de obicei este într-o ținută destul de office. Oh, wow!
Deci nu contează experiența. Politic contează prezentarea. Întotdeauna contează imaginea. Cei care țin la imaginea lor vor avea și fotografii foarte bune cu ei. Da, am observat și eu chestia asta. Sunt o groază de oameni cu poze super profi și m-am și mirat, bă, de când a ajuns. Parcă a ajuns un Instagram uneori, nu știu, mă gândesc. Da. Și asta e la fotografia de studio. Vine clientul, faci pozele, cam cât durează procesul ăsta de a trage între ghilimele cadre? Depinde foarte mult de la proiect la proiect, depinde de la cerințe la cerințe. Dacă e să vorbim de o ședință foto doar cu niște poze de portret simple, poate dureze între 4-5 minute și oră. Dacă vorbim de o ședință foto mai complexă, poate dureze de la 2 ore și poate dureze 3-4 ore. Depinde de poveste, de cadru, de câte modele sunt, de... Poți să zic, întotdeauna știi când începi, dar niciodată nu știi când termini. Cam așa aș defini lucrurile. La fotografia de studio. În general în fotografie. În general în fotografie. Și o zi când ești fotograf la eveniment, adică cum e chestia asta cu fotograful la eveniment? Adică ai un număr anumit de ore, un număr anumit de cadre sau care e? Că tot timpul m-am întrebat, știi? Există mai multe variante. Există evenimente la care alegi să participi la un eveniment pe tot parcursul evenimentului, chiar dacă se prelungește sau nu. Sau există evenimente unde ai un număr clar definit de ore. De la ora X la ora Y sunt prezent la evenimentul respectiv. Numărul de cadre întotdeauna va varia, indiferent de eveniment, pentru că fiecare eveniment are altă dinamică, se întâmplă alte lucruri, sunt alte lucruri de fotografiat, e alt brief, e altă poveste. Dar nu e... Că asta m-am întrebat tot timpul, adică nu e calculat, nu știu, la club sau la ce, nu e calculat la număr de cadre, la durată sau la număr de ore. Există oarecum o medie pe care dacă mă întrebi, aș ști să o spun, nu știu, să-mi zici, avem un eveniment de 2 ore, sunt 3 speakeri și se mai întâmplă încă o activitate, aș ști să-mi dau seama cam câte cadre vor fi la final, dar lucrul ăsta poate varia, de asta consider că numărul de cadre nu e neapărat relevant. Dacă vorbim pe fotografia de nuntă și acolo știu cam câte cadre vor fi, dar... Nu pot să zic că vor fi 753, sigur. Să zic un număr concret. Ia uite ce chestii. Păi și după ce faci pozele, le editezi sau îi le dai așa? Ia-mă pozele, ți-am făcut poze în seara asta în club. Dacă vorbim de pozele la evenimente din club, pozele respective le predau a doua zi dimineață, pozele selectate, editate... Practic, albumul complet. Mm-hmm. Și cum, de asta mi s-a părut interesant, cum arată procesul ăsta? E ca la filme, post-producție, bănuiesc că se numește, care este termenul folosit? Post-fotografie? Editare. Editare. Iei pozele de pe cardul SD, le pui în calculator și cum, în ce le editezi sau cum e procesul, care e schema? Eu le import direct în Lightroom, acolo îmi fac și selecția și apoi mai revin o dată și mai fac o a doua selecție, pentru că întotdeauna mi se pare că e important să aleg doar cele mai bune cadre. Și selecția o faci tu manual cu ochii sau ai acolo niște filtre predefinite? De exemplu, ca să aleg fotografiile care îmi plac, există mai multe variante. Pot ori să le adaug pe cele care îmi plac într-o colecție sau pot să le dau un rating de, nu știu, 2, 3, 4, 5 steluțe sau o culoare pe cele pe care vreau să le aleg la final. Aici depinde foarte mult de workflow-ul pe care îl are fiecare fotograf. Eu aleg să, din toate pozele, să le alegi manual. Le aleg pe cele care îmi plac și le am într-o colecție și apoi editez colecția. În orice situație, orice fotograf va vizualiza fiecare poză pe care o va avea în selecție. Adică totul se întâmplă manual din punctul ăsta. Wow. Nu, întrebam, eram curios dacă există ceva automatizat, nu știu, să-ți ia în funcție de calitatea pixelor sau chestii de genul. Nu există, n-a ajuns la nivelul ăla. Nu. A început eu să fac o treabă foarte bună pe multe lucruri, să fie un punct de start, dar pentru selecție nu. Și aici cred că ar fi foarte greu să învețe să facă o selecție,
pentru că e foarte multă subiectivitate în fiecare cadru și vorbim general de cadre cu factor uman prezent. Și compoziție de analizat și încadrare, multe aspecte care chiar aș fi curioasă cum ar face asta mai. Ok, și ai luat pozele și după aia ce faci? Lucrezi la culoare? Adică cum editezi manual fiecare poză? Sau cum? Mi-am creat de-a lungul timpului o serie de preseturi pe care le folosesc. Preset? Ce înseamnă preset? Preset înseamnă practic că am o poză editată și salvez setările, modificările făcute și am presetul respectiv. A, adică cum e ca un filtru de Instagram și exact. Pui un filtru pe Instagram pe toate pozele Insta, Ioana filter și gata. Nu chiar așa, dar e, da, zicem că am un filtru, un preset, îl pun pe 2-3 poze în diferite ipostaze de lumină și reglez setările, apoi sincronizez toate pozele și iau fiecare poză în parte și revin asupra ei cu încadrări, cu mici modificări de lumină de contrast pe acel preset și poate cu niște modificări punctuale, de exemplu vreau fața omului să fie mai luminoasă sau vreau ca o zonă să o întunec puțin ca să distrag atenția de la acea zonă și să o duc ca o linie către privirea omului, mai vin cu diverse brașuri, gradienți să modific imaginea respectivă. După ce am toate imaginele gata, le dau export și le încarc și le trimit femei. Cam asta ar fi procesul de editare. Ia uzi. Păi sunt atât de ușor, nici nu mai am nevoie de un fotograf. Practic. Așa zici? Da. Tu practic folosești doar Lightroom. Alte software-uri mai folosești? Nu e doar Lightroom, e și Photoshop-ul. Pentru că uneori mai sunt diverse obiecte pe care vrei să le scoți din cadru sau mici manipulări sau lucruri mai în profunzime. Iar dacă vorbim de fotografia de portret, acolo chiar vorbim de retușarea pielii și e nevoie de mult Photoshop. Și astea sunt principalele. Pot să mai fie și alte softuri în alte proiecte, în alte situații, dacă e și ceva mic de montat sau mici alte lucruri mai creative. Dar pentru fotografie, Lightroom și Photoshop. Adică astea sunt baza. Deci trebuie să știu să fac poze, trebuie să știu Lightroom și trebuie să știu Photoshop. Astea sunt principalele. Apoi trebuie să știi să vorbești cu clienții, trebuie să știi să faci puțin marketing, trebuie să știi să construiești un brand personal. Se uită cineva la noi acum și la acest podcast și vrea și el să fie, el sau ea, vrea să fie fotograf profesionist. Ce trebuie să facă să ajungă unde ești tu? N-aș putea spune că sunt neapărat... Adică un parcurs, știi, care trebuie să încep cu asta, după aia să faci asta, știi, ca la corporație. Care sunt etapele de a ajunge, da, exact, să lucrezi ca fotograf? Un fel de ghid, un fel de ghidaj, să zic așa. Ce trebuie să faci? Încep cu X, după aia cu Y. Consider că primul lucru, cel mai important, este pasiunea pentru domeniu și să-ți placă ce să faci și asta. Și să ții un aparat foto. Momentan, telefoanele oferă atât de multe posibilități și atât de multe funcții manuale încât aș sugera că dacă reușești să le înțelegi și îți plac acelea și faci lucruri mișto cu telefonul, apoi ții un aparat foto. Eu consider că investiția într-un aparat foto e bună în momentul în care vechiul aparat e folosit deja la capacitate maximă și nu te mai ajută în ceea ce vrei să faci. Cred că cele mai importante ar fi cursurile, workshop-urile sau orice alte evenimente de acest gen, pentru că te ajută să ai un parcurs mai rapid, să înveți informație de la niște oameni. Deci primul lucru, pasiune, după aia cursuri. Trebuie să fac un curs anume, trebuie să-mi iau un atestat, trebuie să, nu știu, să fac cu... Am înțeles că este și acum facultatea de fotografie, nu la UNATC. Da, sau la arte. La arte. Adică ce? Deci am pasiunea, ok, după aia ce curs fac? Consider că e important în momentul în care cineva își alege cursul să fie potrivit pentru el, să interacționeze bine cu lectorul respectiv. Mi se pare că e nevoie de o mică chimie și de astfel încât informația să poată fi absorbită cât mai bine. Aveam în liceu o profesoră de matematică care, oricât de mult mi-a plăcut matematica, nu puteam să-mi țin ochii deschiși. Ok.
Ok. Și să mă concentrez și din păcate mereu aveam probleme la acea materie. Deci asta ar fi un exemplu de așa nu și de asta aș spune cât de important e să-ți alegi un lector cu care să te... Păi și unde găsești? M-am uitat pe net, am dat search, cursuri fotografie, sunt atâtea școli, atâția fotografi, adică cum îl aleg? Care e bun? Ne faci tu o recomandare? Băi, du-te la X, că te învață să fii fotograf. Recomandările cred că ar putea fi din review-urile pe care le citim între tot. Adică nu tu să ne dai o recomandare. O să aleg să nu fac asta acum. A, ok. Deci nu vrei să ai beef cu colegii tăi. Nu e vorba despre asta, dar mi se pare că e o alegere personală și că e important să fie o alegere personală și să potrivească pentru fiecare în parte. Dar sunt convinsă că fiecare lector va fi dispus să vorbească 5-10 minute cu cineva dornic să-i urmeze cursul, astfel încât e suficient timp încât să-ți dai seama dacă poți să rezonezi cu persoana respectivă sau nu. Mm-hmm. Și adică contează, nu știu, m-am uitat de exemplu la cursurile astea de sunt online, îți dă nu știu ce atestat să fii fotograf, e important să-l ai, e important? E important dacă vrei să-ți deschizi un PFA și vrei, ai nevoie de a cere acea diplomă. Mm-hmm. Ca să fii legal, fotograf în acte. Care probabil singurul moment când se cere e când îți deschizi un SRL sau un PFA. Dar Păi și altfel ai cum legal să faci poze, dacă vrei, fără atestatul ăla. Dacă ești angajat la o firmă, poți să fii fotograf. Dar nu poți să ai studioul tău. Nu are nicio relevanță. Deci nu zici că e important așa. Mi se pare că este o... încă o diplomă în dosarul cu diplome. Cu diplome. Deci ok, deci pasiune, un curs, după aceea ce trebuie să mai faci? Să ieși pe stradă, să faci poze, nu? Contează foarte mult experiența și să acumulezi cât mai multă experiență. Contează foarte mult să-ți dai seama în ce domeniu al fotografiei îți dorești să activezi, să mergi în direcția respectivă, cam, să vorbești cu oamenii care fac asta. Cam câte domenii sunt? Adică, nu știu, am zis mai devreme fotografie de evenimente, fotografie de studio. Studio poate să însemne produs sau portret, poate să însemne fashion, editorial, poate să fie și fotografia de eveniment împărțite pe tipurile de eveniment, poate să fie cele de familie sau poate să fie cele corporate sau alt gen de evenimente. Contează foarte mult ce-ți place. Fotografia de stradă să fie întotdeauna doar o pasiune și maxim pentru concursuri. Păi mai, dar chiar apropo că facem, mai ai voie să faci poze la oameni acum cu GDPR-ul? Da. Da? De ce? Că se consideră spațiu public sau cum vine asta? Că tu dacă, de exemplu, pui o poză cu mine pe Facebook, ipotetic vorbind, am ce să-ți fac? Adică zic, bă, GDPR sau nu știu, am ceva legal să-ți fac sau nu pot? Depinde foarte mult de cadrul în care a fost făcută poza. Dacă poză. Pe stradă, zic. Ăsta e cazul prezentat. Cred că sunt multe discuții aici. Păi nu, dar nu te întreb, sunt eu curios. Pentru mine și poate e cineva care, nu știu, a apărut pe net undeva și nu-și dorește asta. Dacă vorbim strict de stradă, ai putea face ceva, dar șansele în care chiar se concretizeze asta sunt mici. Deci nu există. Cred că mai bine întrebi un avocat acest lucru. Nu, un fotograf. Ok, deci am amintit domeniile pe care mi le-ai spus. Ok, deci pasiune, faci cursul ăla dacă consider, după aia găsești domeniul și următorul pas care este? Să-ți iei un aparat foto, Canon sau Nikon? Acum nu mai e discuția Canon sau Nikon. Nu mai e? Canon, Sony. E irelevant, e o chestiune de gust. Fiecare cu ce-i place, cu ce-i obișnuit. Dacă ai prieteni care sunt pe Canon, sugestia mea ar fi să-ți iei Canon. Mai cu cine să schimbi obiective sau alte lucruri de genul. Dacă prietenii tăi toți au Sony, ți-aș sugera să mergi pe Sony din același punct de vedere. Dacă ți-e place Canon, foarte bine. Dacă ți-e place Sony, iar la fel de bine. Deci asta e tare. Trebuie să ai grijă la grupul de prieteni. Vine
vine unul, bă, eu am, a, ce să facem cu tine, noi avem Canon, pleacă-mă de aici, adică îți alegi prietenii în funcție de apara și montură. Da. Contează mult și montura, bine, există și adaptoare între ele, se rezolvă. Deci asta cu... E o chestiune de gust. De gust ce? Te referi la... Ca atunci când ai alege între iOS și Android. E o chestie de preferință. Bine, acolo mai e și o chestie de buget. Da. Aici, da, chiar aici e diferență mare la preț între ele sau nu? Depinde de lentile. Obiectivele sunt... Și care sunt mai scumpe? Canon, bănuiesc. Dacă vorbim de mirrorless, variantele pe Canon sunt mai scumpe. Mm-hmm. Decât pe Sony. Momentan. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Mm-hmm. Deci acum nu mai e cum era chestia că Canon versus Nikon, nu prea, adică a devenit irelevantă, bănuiesc. Da. E Sony versus Canon. Asta se întâmplă în generația de mirrorless. E și Nikon prezent pe piață și își face treaba foarte bine, dar a crescut popularitatea foarte mult pentru Sony. Mm-hmm. Pentru aplicațiile pe care le are și pe video. Mm-hmm. Ok, și mă hotărăți Canon sau Sony, după aia ce fac? După aia ce faci? Depinde de stil. Mi-am ales domeniu, mi-am ales camera. E foarte importantă promovarea. E foarte important să faci cât mai multe ședințe foto, evenimente, orice. Chiar și pro bono la început, astfel încât lumea să te cunoască. În momentul în care ai o ședință foto, e important cum interacționezi cu oamenii, astfel încât oamenii să te recomande mai departe că faci treabă bună. Și la un moment dat totul este interacțiune, networking, promovare. Cum, marketing. Tu cum te promovezi? Facebook ads, Instagram ads? Eu nu prea mă promovez. Ceea ce e un lucru rău. Nu-l recomand. Marea majoritate a proiectelor au venit prin recomandări de la clienți cu care am interacționat. Au fost mulțumiți. Ca la dentist. Cam așa, să zicem. Varianta clasică. Zic, bă, am un dentist, bă, am știu un dentist bun, ca la un meseriaș bun, să zic, cam așa e, nu? Ai putea zice. Da, contează mult totuși să fii prezent în mediul online, chiar dacă vin din recomandări, oamenii tot te caută și se uită ce faci. Uh-huh. Dacă nu faci promovare, măcar să fii prezent. Asta înseamnă site, pagina de Facebook, Instagram. Instagram e cel care momentan este cel mai popular instrument pentru promovare. Să ai undeva online un portofoliu care să poți să-l trimiți clientului. Uh-huh. Iar apoi mai urmează diverse alte etape, cum ar fi să-ți construiești ofertele, să păstrezi legătura cu clienții pe care i-a avut. Să le dai mesaj de Paște, Revelion, Crăciun. Eu m-am gândit la asta, dar odată la ceva timp mai interacționăm așa în diverse contexte. Și cum îți construiești practic brandul și persoana, business-ul, dacă vrei să duci la un nivel de business. Ok, și deci astea sunt etapele, îți faci business-ul, îți faci firma și ajungi unde ești tu practic. Adică ăsta e parcursul. Dacă e să facem o recapitulare, pasiune, faci cursul sau nu faci cursul, îți alegi domeniul de fotografie. Din fotografie de studio, eveniment, ce vrei tu, Sony sau Canon, nu Nikon, așa îți construiești ăsta, brandul online, website, etc. Și aia devii fotograf profesionist. E nevoie să fii prezent în online. Și obligatoriu prezență în online. Da. Și să știi să interacționezi cu clienții. Mm-hmm. Păi ok, deci din ce mi-ai spus tu, practic, ca să ajungă cineva fotograf profesionist, nu are nevoie neapărat de studii sau de facultate. Deci studii sau de facultate nu, dar e nevoie ca întotdeauna să studieze, să evolueze, să dobândească cunoștințe noi, să fie la curent cu tot ce se întâmplă. Fiecare avem stilul nostru de a învăța, unii poate sunt mai autodidact. Pentru mine funcționează mai ușor să mă duc la un curs și să studiez sau la un workshop și să iau informația respectivă. Pentru alții poate fi YouTube o variantă foarte bună sau au pe cineva foarte apropiat în familie și atunci reușesc să-și dobândească informațiile de care ar avea nevoie.
Uh-huh. Orice variantă funcționează. Cursurile mi se pare o modalitate mai rapidă de a studia, de a învăța și de a dezvolta. Deci tu spui că practic facultatea nu te-a ajutat absolut deloc în domeniul ăsta. Sau te-a facultatea ajutat? Facultatea pe care am studiat-o eu a fost în cu totul alt domeniu. A fost ceva foarte tehnic. Dar nu, adică întrebarea e dacă te-a ajutat cumva. Știi că mai te-a ajutat. Da. În modul în care mi-a dezvoltat și mi-a structurat gândirea, fiind o facultate tehnică, în mintea mea mereu e așa cât o structură, cât un mic algoritm ușor, dacă fac A, se duce în B și tot așa. Și sunt anumite cunoștințe pe care le-am folosit din punct de vedere tehnic, le-am luat din facultate. Eu am studiat masterul în inginerie de imagine și sunet. Uh-huh. Și pe partea de imagine am dobândit și acolo multe cunoștințe care m-au făcut să înțeleg mai bine întreg procesul. Și n-ai putea spune că, practic, nu știu, ți-a dat și un backup? Ba da. Dacă nu ieșea asta cu fotografia, aveai... Aveam o variantă de backup. Da. Nu, că ideea, de ce am pus această întrebare și sunt curios pe, cu toți invitații pe care am, că foarte mult în online acum scade valoarea unei pregătiri academice, știi? Și adică unii, foarte puțini oameni zic că e utilă sau nu. Dar eu, pe măsură ce am discutat și descoper, e exact ceea ce ai zis tu. Îți schimbă modul de gândire și modul de a privi lucrurile. Adică te ajută, îți dă un avantaj, să zic, o structură de gândire și de abordare a problemelor. Da, și mi se pare o experiență pe care nu ai cum să o dobândești în altă parte, cea din acei 3-4 ani de universitate, toate experiențele pe care le trăiești în acel cadru, oamenii cu care interacționezi, care mulți rămân prieteni pe viață și... Da, da, că pe măsură ce înaintezi în vârstă, eu asta am observat, nu știu dacă tu prietenile devin din ce în ce pe interes, așa... Sunt prietenii de conjunctură, le-aș numi eu, ceea ce e absolut normal să apară, dar facultatea are un rol important. Aș spune eu, în dezvoltarea oricărui individ, chiar dacă pe domeniul care activează sau nu. Ok. Și cumva suntem ființe sociale și suntem ființe care au nevoie să învețe pe tot parcursul vieții. Deci, poate pentru unii nu e tocmai cea mai bună variantă facultatea, pentru că e un sistem destul de riguros și pe un domeniu poate uneori care nu e tocmai de actualitate, dar e o experiență. Care sunt calitățile pe care le consideri tu că cineva are nevoie pentru a lucra în domeniul tău? V-ai amintit mai devreme asta cu relaționarea cu oamenii, asta ar intra, cum vine în engleză, soft skills, deprinderi de a învăța ușor, aș mai adăuga din ce am discutat, altceva? Primul rând, creativitate și pasiune și plăcere pentru partea vizuală. Disciplină personală și organizare, pentru că de cele mai multe ori fotografia presupune un domeniu de freelancer și atunci ai nevoie să știi cum să-ți organizezi activitatea cât mai bine, să-ți placă să fii printre oameni și să interacționezi cu oamenii și întotdeauna să fii dispus să înveți lucruri noi și să evoluezi. Mm-hmm. Ai nevoie cam în orice domeniu, dar adică nu există o particularitate, ceva ce super necesar și n-ai putea să reziști în domeniul fotografiei dacă n-ai? N-aș putea să rezist. Dacă nu mi-ar place ceea ce fac, n-aș putea să rezist. Dacă cumva n-aș simți că aparatul e o extensie a mâinii, de exemplu, aș pune așa metaforic. Practic, de multe ori văd un cadru și mă gândesc cum aș imortaliza imaginea. Să o simt, să simt fotografia în sine. Mm-hmm. Dar chiar asta cu creativitatea, crezi că se poate cultiva? Sau trebuie să te naști cu ea? Eu cred că talentul se poate învăța și că ambiția și muncă continuă este mai importantă decât talentul care, să zicem, că te naști. Uh-huh. Dacă îți place un domeniu și poate nu ai tocmai cele mai bune abilități, dar ai o inclinație, cred că cu efort și cu ambiție poți să reușești. Da, bine, acum dacă n-ai ureche muzicală, nu o să te apuci de cântat, că acolo e puțin aproape imposibil, dar trebuie să ai un mic skill. Să le zici asta tuturor trepărilor de acum, cred că n-ar fi de acord cu tine. Da. Dar fiecare poate să aleagă. Da.
Cum e atmosfera de lucru în domeniul tău? E atmosfera plăcută. Există o perioadă mai aglomerate, când atunci apare puțin stresul și oboseala și atmosfera devine oarecum mai încordată, dar doar pe fondul oboselii. Oamenii sunt mișto. Colegii de brazlă sunt întotdeauna foarte pozitivi. Care, aia cu Sony sau aia cu Canon? Nu vorbim despre asta. În general, fotografii sunt niște oameni foarte bine dispuși, veseli și puși pe glume. Ceea ce face ca activitatea să fie și mai plăcută. Deci nu e un mediu toxic sau există? Acum cred că depinde, sunt particularități în orice domeniu, dar e destul de singuratică activitatea, aș putea spune, că de exemplu și la evenimente suntem mai mulți, dar mare parte ești tu cu tine. Uh-huh. Adică trebuie să-ți placă să fii tu cu tine. Uh-huh. Și la editare la fel. Uh-huh. Pentru că editarea de cele mai multe ori consumă mai mult timp. Dacă un eveniment la într-o zi, s-ar putea să stai la editare două sau trei zile. Uite, dacă ar fi acum să dai timpul înapoi, să zicem, și să discuți cu tine când erai la început pe parcursul profesional, ce sfat sau sfaturi ți-ai da? Mi-aș fi dorit să studiez ASEO. M-ar fi ajutat mult mai mult. Ce, marketing sau ceva, să te promovezi, bănuiesc? Da, marketing, finanțe, ceva pe partea de business, mi-aș plăcu mult mai mult. Mi-aș fi dorit să am mai mult curaj și mai multă încredere în mine, în ceea ce fac. Și să risc puțin mai mult. Mm-hmm. Mi-aș fi plăcut să merg cu capul înainte. Puțin mai mult decât am făcut. Să riști în sensul să te înham la mai multe proiecte, la mai multe chestii. La proiecte mai complexe și mai ales să-mi apreciez valoarea și rezultatul final mai bine. Pentru că la început fiecare dintre noi acceptăm multe proiectele și poate uneori o mică selecție e bună. Dar nu e timp pierdut pentru a face unele schimbări în ceea ce privește riscurile. Uite, pentru că ești în domeniul ăsta, e o întrebare gen site-ul ăla unde lucrăm.ro. Pentru cineva care este la început în domeniul ăsta al fotografiei, cât ar trebui să câștige? Care trebuie să fie sau care consideri tu că este nivelul salarial? Să zicem, pentru cineva care face fotografie de studio. Ședințele foto de tip portret clasic sau de familie încep de pe la 100-150 de euro și probabil se duc până pe la 300 de euro, cele clasice. Asta e prețul unei ședințe foto, prețul pe care îl plătește clientul. Uh-huh. Dar asta e prețul pieței sau prețul pentru cineva la început de drum? Asta e prețul pieței. Uh-huh. Prețul pieței oricum crește periodic. De aici ar trebui avut în calcul că există și cheltuieli. Cheltuieli cu ori închirierea spațiului, ori alte lucruri de care e nevoie. Și contează foarte mult frecvența ședințelor foto. Mm-hmm. Și adică care, de exemplu, pentru spațiul ăsta bunesc, ai lumină, chirie, încălzire, curent, adică cam cât la sută, adică cum îți calculezi asta, să zicem, veniturile și cheltuielile, cât la sută, să zic, ai tu profit la finalul zilei din aia 150 de euro? Dacă ai o singură ședință foto pe zi sau cum? Pe zi, atunci cheltuielile se împart și s-ar putea ca profitul să fie undeva la, hai zicem, 50%. 50%? Posibil. Nu știu să zic acum, că n-am mai făcut un calcul de mult, dar posibil să fie și asta. Dar cum mereu ai echipament de schimbat sau lucruri de amortizat, dacă luăm în calcul și amortizările, o să scadă profitul. Mm-hmm. Deci nu știu. Adică nu ți-ai făcut niciodată o matrice sau un calcul să vezi tandi pe mani, băi, eu la finalul lunii atât am băgat în echipamente, adică atât. Mai fac calcule în momentul în care sunt mai multe investiții, să le numesc, în echipamente sau în alte lucruri, și în momentul respectiv încerc să ajung pe zero în lunile acelea. Oh, wow! Măcar pe plus, pe zero, ok. Sunt alte luni care vor compensa asta. Mm-hmm.
Deci, pentru ceva la început de drum, 150-200 de euro este un pentru preț. Ședință foto mai complexă, da, pentru cineva. Acum trebuie să fim foarte coerenți și ce livrăm noi versus ce livrează piața. Uh-huh. Pentru că poate la început de drum 150 de euro să fie mult pentru o ședință foto basic. Uh-huh. În o ședință foto basic, poate la început de drum undeva la 70% din suma respectivă trebuie fi un preț mai realist. Uh-huh. Dar uite, de exemplu, la eveniment, de la anunț, botezuri și cu metrii. Cam care e, să zic, prețul pieței? Adică cred că în momentul actual la nunț, media e undeva la 1000 de euro. Per nuntă? Per nuntă, cu tot ce include aceasta, de dimineață până seara, târziu. Probabil la botez undeva la jumătate, cât e o nuntă. Cam și, uite, asta mai vreau să trec. Pentru cine se uită și dacă își face nunta la vară, să zicem, tu, adică e vreo diferență dacă îi dă la unul, să zicem, 1000 de euro și unul 2000? Adică, dacă e, adică experiența face diferența în cazurile astea sau nu? Da, și în primul rând sunt nunți unde costul fotografului nu e costul doar pentru un fotograf, poate pot să fie doi fotografi, pot să fie mai multe servicii incluse, cum ar fi printuri sau albume sau alte lucruri, de asta sau, și prețul variază. Există un punct de start, un pachet de bază și apoi prețul poate să crească. Și am mai văzut așa cu drona, cu alea, crazy, pe sus. Alea mai ales pe video, da. A, e video, stai, nu-i fotografie, da. Da. Sau sunt și persoane care oferă pachete foto-video. Mm-hmm. Deci asta ar fi. Ok. Deci ați auzit, dragii mei telespectatori de pe YouTube, vreți o ședință foto să faceți, prețul este între 150-300 de euro, nu? Cam așa. Tu cât ceri pentru o ședință foto, gen portret? Dacă vorbim de ceva foarte basic, probabil o să fie 100 de euro. Ia, auziți, vreți dacă ceva basic, vorbiți cu Ioana. Dacă vorbim de ceva personalizat și mai complex, automat atunci și crește costul. Crește și un cost mai mare, dar discutați cu ea. Așa. Sunt mai mișto alea personalizate. Da, sunt mai mișto alea personalizate. Ok. Păi și atunci, deci avem prețul, avem, am înțeles care e parcursul. Cum crezi că arată un mediu sănătos în domeniul ăsta al fotografiei? Un mediu sănătos de lucru? Da. Un program foarte bine planificat, să știi exact ce faci în fiecare zi, să încerci pe cât posibil să-ți respecti toate termenele de predare a fotografiilor și să-ți mai iei și pauze. Mm-hmm. Mai deci pauze tu mentale. Mm-hmm. Deci, practic, tu singură sau singur îți dictezi, da, mediu sănătos, trigurile mele. Da, iar ce se spunea că e mișto, ești super, ești fotograf, ai timp liber, lucrezi cât vrei. Na. E un mit. E un mit, da. La fel ca orice om ce are o mică afacere a lui personală, lumea zice, a, ești antreprenor, lucrează alții pentru tine. No. No. Exact cum zic ăștia de eu că fac clipurile astea, mamă, că e ușor, că ce pui camera aia, că da. Câtă muncă e în spate și cum gândurile tale sunt numai într-o direcție, așa când ești la un job, ai plecat la 5 și ai rupt ușa, te gândești doar la ale tale după. Da. Ok. Și acum să o mai cunoaștem pe Ioana, ce îți place să faci în timpul liber? În timpul liber îmi place să mă plimb mult. Ești cum e vorba în popor, ducace. Posibil. Da, nu știu vorba. Nu știu vorba, okay. Ce înseamnă? De-i place să se ducă, să umble, să... Îmi place și să mă relaxez. Îți place cum e vorba traveling, adică să te plimbi, să cunoști locul noi, să faci poze? Da, nu pot să zic că fac asta foarte mult. Mie îmi place pur și simplu să merg, să ies și să merg fără un scop anume. Îmi place să petrec mult timp cu prietenii și să mă bucur de momente cu ei. Și probabil o plimbare cu bicicleta, zi la piscină, lucruri
De om normal. Da, lucruri care cumva să-mi pună și corpul în puțină mișcare și, de ce nu, și atmosfera plăcută. Cred că lucruri obișnuite. Mm-hmm. Și dacă ai avea timp liber nelimitat, ce ai face? Dacă aș avea timp liber nelimitat, da, aș încerca să-mi dau seama cum îmi spun părerea, emoțiile și las amprenta asupra lumii. O amprentă puternică prin imagini, prin fotografii. Deci ai face tot, deci în timpul tău liber, dacă ai avea timp liber nelimitat, ai face fotografii. Da, dar atunci probabil ar fi cu un alt stil și ar fi la modul imortalizarea și documentarea unor momente care se întâmplă în jurul meu fără să fie nimic construit. Să las lucrurile să se întâmple și doar să le imortalizez. Ia auzi, interesant. Crezi că, uite, asta mai e o chestie care, deci tu practic ești într-un domeniu de freelancing, nu ai un program fix. Crezi că există balanță între viața personală și job sau este o minciună? Există balanța dacă noi construim balanță și dacă suntem foarte atenți să existe o balanță. La tine există? Adică le separ sau nu, nu prea? Pot să spun că pandemia și alte momente m-au făcut să nu separ aceste lucruri, să nu conștientizez asta. Până la un moment dat, când am zis că voi face tot posibilul să mențin balanța asta cât mai ok și începe să fie mult mai bine. Mm-hmm. E un lucru, deci la care tot, se lucrează constant. Deci e ceva pe care trebuie tu personal să-ți impui în domeniul ăsta. Da, și până nu-ți dai seama exact cum e să nu ai timp personal, nu o să înțelegi exact cât de mare e nevoia de timp personal. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Nu pot să zic, am avut și un burnout, a fost urât. Ah, burnout? În ce? Adică nu mai simțeai că nu mai poți să faci nimic, nu? Da, simțeai că nu mai poți să faci nimic, la modul făceai lucrurile, nu mai erai, nu mai aveai nicio plăcere în a face nimic. Corpul dădea toate semnalele posibile, la modul am căzut în fața ușii și a durat ceva până a reușit să mă ridic. Eu fiind perfect sănătoasă din punct de vedere fizic. Ok. Nasol. În încheiere, să zicem, dacă ai avea un panou publicitar la Unirii, ce ai scrie pe el? Ce ai scrie pe el? Orice. Orice vrei tu. Imaginea ta contează. Contează. Nu pui acolo Ioana fotografii să te și promovezi? Asta ar fi așa ușor mai jos. Bine, ar fi și o imagine frumoasă, o ilustrație, ceva, ca să completeze, deci uitați, textul. Deci uitați ce scrie aici. Imaginea ta contează. Ioana Apostol fotografii. Deci dacă vreți imaginea dumneavoastră să conteze, mergeți la Ioana Apostol fotografii. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe, da. Și în încheiere, Ioana, mai ai ceva de adăugat pentru telespectatorii noștri pe YouTube? Orice am alege să facem, să facem pentru că ne place. Pentru că ne place. Ok, cam atât pentru azi, dragii mei. Nu uitați să dați un like, share și subscribe lui Narativan, adică eu. Pe Ioana o veți găsi în linkurile din descrierea acestui video, o să aveți site-ul ei și pagina de Instagram. Și ce să vă mai zic, până data viitoare, nu uitați, perfecțiunea nu există. La revedere!